Poliția turcă a intervenit în forță cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva studenților care continuă de o săptămână să se opună construirii unei șosele care ar distruge o parte din campusul unei universități. Protestatarii au ridicat baricade pe străzi, au declanșat incendii și au aruncat cu pietre în poliție, care la rândul ei a ripostat cu gloanțe de cauciuc și tunuri de apă. Studenții Universității Tehnice din Ankara au ocupat acum o săptămână campusul în încercarea de a opri buldozerele care scoteau copacii din rădăcini. Asta după ce municipalitatea din Ankara a aprobat sacrificarea unei părți a campusului pentru a face loc unui drum. Studenții turci au început ample proteste încă în această vară, după aprobarea planului primăriei. Evenimentele de la Ankara au avut ecou și la Istanbul, unde autoritățile au închis parcul Gezi și au trimis acolo unități de poliție. Planurile pentru defrișarea parcului au stat la originea unor ample proteste antiguvernamentale, în urma cărora 5 oameni au murit și mai multe mii au fost răniți.